Sfânta Mănăstire Voroneț este ctitoria voievodului nostru creștin Ștefan cel Mare, Sfântul Ștefan cel Mare. În timpul bătăliei de la Războieni, măria sa a fost înfrântă în prima parte și s-a dus la cetatea Neamțului, dar legenda ne spune că nu s-a adăpostit datorită bărbăției mumei sale și avem minunata poezie Muma lui Ștefan cel Mare. Apoi cronicarul Neculce spune și a mers pe apa Moldovei în sus la Voroneț, la Danin Sihastru. Noi asociem imaginea Sfântului Danin Sihastru cu chilia în care a trăit în cea mai mare parte a vieții sale, dar această chilie este lângă mănăstirea Purna. Pe la 80 de ani se retrăsese din chilia aceea și se ruga în pădurile de aici, de la Voroneț. Aici, înfrângerea de la Războieni a fost transformată în victorie, cum ne spun izvoarele istorice, și la 12 ani a fost liniște în țară ca să-și țină măria sa promisiunea, astfel că în 1488, în 3 luni și 3 săptămâni, a fost zidită bisericuța cu altar, naos și pronaos. Tot în vremea sa a fost și pictată în interior, la câțiva ani, 1496, după unele cercetări, astfel că în 1547 s-a adăugat pridvorul și s-a făcut toată pictura exterioară de la Voroneț. Voroneț este singura mănăstire ștefaniană de secolul XV, dar care are și pictură exterioară specifică perioade de domnia lui Petru Rareș din secolul al XVI-lea. Între cele două războaie mondiale, statul român a dat bisericuța să fie folosită de sătenii care au dezvoltat acest sătuc din foștii lucrători pe terenul mănăstirii. Sfântul Danin Sihastru a fost primul stareț, iar măicuța Irina Pântescu a fost prima stareță a Voronețului, aleasă pentru a reînvia Voronețul în duh, cu rugăciune, cu slujbe, de dimineață, de după amiază, la miezul nopții, ca pe vremea Sfântului Danin Sihastru, așa cum era acum peste 500 de ani. Astăzi, Voronețul se prezintă ca o mică cetate, cu bisericuța ocrotită și cu bucuria de a revedea în tihnă aceste minunate picturi care au fost așternute pe pereții noștri.